Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit aici pe canalul Creatoria fără formule. Eu sunt gazda voastră, Lorelai Țârlea, și astăzi haideți să facem împreună tiparul unei bluze, poate la fel de bine, în funcție de materialul pe care îl folosiți. O puteți adapta pentru a realiza o jachetă sau o rochie. Ideea este că aveți nevoie pentru acest tipar de un material care să arate la fel pe ambele fețe. Eu astăzi am să fac pe acest tipar o cămașă albă din bumbac. Însă voi puteți foarte bine să lucrați pe orice material care, repet, are două fețe. Se pretează la fel de bine și pe materiale subțiri și pe materiale groase și, mai mult decât atât, avantajează absolut orice tip de siluetă. Nu există o siluetă care să fie nepotrivită pentru acest tipar. Sună extraordinar de bine. Haideți să vedem împreună despre ce este vorba. Începem cu tiparul. Suntem din nou la tablă și haideți să vedem cum arată acest tipar. Întâi, trebuie să trasez linia mijlocul spatelui. Am să trasez pe aici, așa. Bun, mijlocul spatelui. Trebuie să măsor acum cât de lungă este mâneca. Eu am ales o lungime de aproximativ 70 de centimetri, deci este o mânecă destul de lungă. Bun, o trasez 70 de centimetri. Am să trasez în unghi perfect de 90 de grade. Apoi, îmi notez distanța taliei, care se măsoară de aici, din zona aceasta, rădăcina unde se îmbină gâtul cu umărul, peste apex până în talie, talia fiind zona în care pun mâna în șold. Să zicem, aici, 50 de centimetri la mine, îmi notez linia taliei și știu că la 25 de centimetri sub aceasta este linia șoldului. O notez și pe aceasta. Ok, acum, aici, pe linia taliei, am să pun un sfert din circumferința taliei plus 5 cm sporul de lejeritate, să zicem că este aici. Și același lucru fac și la șold. Un sfert din circumferința șoldului plus 5 cm spor de lejeritate. Să zicem că arată așa. Acum este momentul să mă gândesc cât de largă vreau să fie mâneca. Mâneca va fi kimono, tip kimono. Și uitându-mă pe centimetru, o lărgime de aproximativ 35 de centimetri este foarte largă. Dar eu am să o las așa pentru că astăzi voi proba acest tipar pe o pânză albă de bumbac. Deci e ok să fie mai larg. Bun, 35 de centimetri, cam așa. Și acum tot ce am de făcut este să unesc aceste puncte. Și iată, așa arată schița de tipar pentru spate. Bineînțeles, voi dacă vreți să faceți acest tipar, să-l transformați în pardesiu sau în rochie, puteți să continuați aici dacă veți dori. Tiparul poate fi prelungit. Bun. Acum trebuie să facem decupajul pentru gât la spate. 10 cm și cobor aici 5. Și iată, ăsta este decupajul pentru spate. Bun, arată destul de bine. O mânecă kimono, un tipar super simplu. Acum haideți să vedem tiparul pentru față. Acest tipar va fi petrecut în față, parte peste parte. Deci, în primul rând, mă uit cam cât aș vrea să-l petrec. Să zicem că îl petrec cam atât, 30 de centimetri. Vreau să fie bine petrecut. Asta înseamnă că pentru față de linia de mijloc spate, aici adaug, dacă am petrecut 30, aici adaug 15 centimetri.
am adăugat 15 cm ca să am loc pentru petrecerea din față. Aici nu o să arate exact cum este spatele, ci dacă vreau să am un guler foarte bogat, un guler frumos, tiparul pentru față va oglindi acești 10 cm pe 5. Deci 10 cm Deci iată, va fi exact pe partea cealaltă tiparul pentru guler. Și gulerul. Acum este momentul să vă alegeți voi cât de lat vreți să fie. Eu am zis că îl fac să fie de 25 de centimetri. Înseamnă cam atât. Este suficient. Nu vreau să exagerez. Deci aici 25 de centimetri și nu prea mai ajunge tabla. Pot să vin așa. Deci l-am evazat frumos până aici în zona taliei. Și aici în zona taliei l-am făcut astfel. Deci, iată. Acesta este tiparul pentru față. El se continuă așa, așa, așa. Deci urmează în rest în tocmai tiparul pe care l-am făcut pentru spate. Am pregătit, desigur, așa cum v-am obișnuit, am pregătit macheta de tipar. Iată, dacă așa arată tiparul pe hârtie, tiparul de spate, tiparul de față arată așa, deci este exact oglindirea, plus această parte de guler care se petrece, da? Deci iată, ăsta este tiparul de spate și tiparul de față. Însă, pentru că noi, doamnele, în față avem volumul suplimentar al bustului, este foarte util să facem o pensă. Pensa pe care vă recomand să o faceți în felul următor. Unde este vârful apexului? Măsurat de la umăr, 30 de centimetri. Deci de aici, de la umăr, coborâm 30 de centimetri. Aici sunt cei 10 centimetri care se regăsesc de aici de sus. 10 centimetri. Și de obicei cam asta este distanța între mijlocul feței și vârful apexului. Și o să duc pensa aici. Deci aici va fi pensa de bust. Va merge către zona de subsioară. Deci tiparul meu, precum vedeți, am făcut pensa aici. Dacă o pliez, vedeți că unghiul care era drept aici devine puțin oblic. Drept pentru care voi modifica și tiparul de spate, astfel încât să se suprapună perfect pe tiparul de față. Da? Iar la final, dacă am plecat de la un tipar de spate care arată așa, am ajuns la un tipar de spate puțin decalat, exact ca să corespundă cu fața care acum are pensă. Vedeți? Diferența între ele? Aceasta este. Da? Și tot ce am eu de făcut acum este să îmbin linia umărului cos. Fac pensa în față. Îmbin în lateral, le îmbin frumos și aici, la gulerul din spate, gulerul va fi cusut pe spate, exact pe răscroiala, pe urma decupajului pe care îl am. Nu e foarte complicat. Să vedem cum arată și la final. Ah, trebuie să mai menționez ceva. La așezarea pe material. Așa cum spuneam, este foarte important să aveți un material cu două fețe identice sau care să arate la fel de frumos și pe o față și pe cealaltă. Pentru că este
reverul acesta, gulerul, nu este dublat, este într-un singur strat și se va vedea în momentul în care îl răsfrângeți. Eu am ales astăzi o pânză albă de bumbac, care arată deopotrivă, este la fel pe o parte și pe alta, dar da, trebuie să țineți seama de acest lucru. Puteți alegeți materiale mai groase sau mai subțiri. Tiparul se va așeza foarte bine, indiferent de tipul de material, însă să nu fie niște materiale extrem de rigide, cum ar fi blugul acela foarte gros. Niște stofe care să se așeze frumos pe corp ar fi mai indicate, sau o pânză de vară, cum ar fi pânza mea albă de bumbac. Bun, tiparul pe material se va așeza astfel și vedeți că mai am o bucățică care s-ar îmbina așa, da? Deci acesta este tiparul așezat pe material. Din bucățica asta care ne rămâne, vom realiza un cordon, de fapt două cordoane, unul pe stânga, unul pe dreapta, pe care îl vom coase. Aici îl includem în cusătura laterală, pentru că acesta, pe acesta îl vom folosi ca să închidem cămașa obținută. Dacă este cazul și dacă considerați necesar, în spate puteți să lăsați 2-3 cm în plus pentru realizarea unor pense. Eu am să las pentru că în funcție de conformația corporală sunt persoane care au scobitura aceasta lombară mai pronunțată. Este și cazul meu, așa că eu am să-mi las și loc să fac aici, pe spate, am să las să fac încă două pense. Deci eu voi mai adăuga încă 3 cm la talie și nu la șold, deci în zona talie. Și așa arată rezultatul acestui proiect. Observați o cămașă foarte elegantă. Eu am ales ca soluție tehnică să fac mânecile puțin mai lungi și să pun un elastic aici în zona de încheietura mâinii. Gulerul, precum vedeți, este foarte amplu și îmi aduce aminte de faimoasele ținute ale lui Dior. Mâneca este kimono, este foarte confortabilă, iar faptul că, practic, această bluză doar se petrece și se fixează cu ajutorul acestui cordon, asta o face să fie extrem de confortabilă și să se acomodeze extraordinar de bine pe diverse siluete. De altfel, am pus-o pe manechinul acesta, care este foarte, foarte subțire, este talie XS. Aceeași cămașă, acum am să o probez și eu, să vedeți că acomodează și siluete mai pline. Așa cum vă spuneam, poate să fie cămașă sau poate să fie o jachetă realizată din blug sau poate fi o jachetă de iarnă, un pardesiu sau ar putea să fie un palton. Un palton de iarnă. Folosind un singur tipar, aveți atâtea posibilități și trebuie să recunoașteți că acest guler șal extraordinar flatează foarte bine absolut orice siluetă. Și acum haideți să vă spun și care au fost soluțiile tehnice pe care le-am ales și pe care vi le recomand pentru acest tip de tipar. În primul rând, primul lucru pe care e bine să-l faceți este să coaseți cele două pense de bust pe părțile din față. După aceea, realizați îmbinarea gulerului. Trebuie să țineți seama de partea aceea de guler care se va vedea și să faceți astfel încât rezerva să nu fie pe față. Eu am pus rezerva pe dos și le-am fixat cu un contratighel pe stânga și pe dreapta, astfel încât pe față să se vadă cât mai discret. Marginea
gulerului și a cămășii în continuare este realizată printr-un tighel simplu, discret. Tighelul este realizat pe fața care se vede cel mai mult din guler și rever. Aici, în partea de jos, este puțin vizibil, dar nu deranjează. Aici, cusătura de pe umăr și mânecă. Le-am îmbinat folosind refecul și, de asemenea, am continuat cu refec și în zona de ceafă. Iar cusătura laterală, de aici, mânecă și lateral, am făcut-o printr-o cusătură franțuzească, pentru că pe pânză fină este cusătura ideală. Finisează și îmbină și arată extraordinar de frumos la final. Cordonul, cele două cordoane de care vă spuneam, nu le-am inclus în cusătura franțuzească, deci în cusătura laterală, deși aș fi putut. Dar, de data aceasta, am ales să le inserez aici, în cele două pense de spate, pe care le vedeți că le-am făcut. Deci cordonul se poate insera cu mare ușurință în grosimea pensei, fără să aveți nicio problemă aici. Iată soluții tehnice simple. De data aceasta, la mânecă, am ales să o finisez cu un elastic, pentru că este și foarte confortabilă și dă un volum care mi-a plăcut. Așa că, iată, asta este cămașa. Sunteți de acord cu mine? Este foarte, un tipar foarte feminin, ușor de croit, ușor de cusut și foarte, foarte confortabilă la purtare, pentru că nu aveți de făcut nici butoniere, nu trebuie să coaseți nici nasturi, doar o petreceți pur și simplu cu un cordon și vă strângeți în talie atât cât considerați că este necesar. Aștept cu mare interes să-mi spuneți dacă ați încercat să faceți tiparul, ce ați ales, cămașă, jachetă, rochie, pardesiu. Puteți face absolut orice variantă din acestui model, așa cum ați văzut că am făcut și eu. Și aștept cu mare interes comentariile voastre atât aici pe YouTube, cât și pe Facebook, în grupul Croitoria fără formule, grup în care, dacă nu v-ați înscris, vă invit să vă înscrieți. Dragii mei, abonați-vă, dați un like, distribuiți, ajută comunitatea noastră să se dezvolte, le mulțumesc celor care ne susțin înscriindu-se și în Clubul Croitorașilor și dacă vreți să coasem împreună, eu predau cursul de croitorie pentru începători la atelierele Zinger, pe strada Halelor numărul 7 în București. Dați-le un telefon dacă vreți detalii și dacă vreți să vă înscrieți. Până data viitoare însă, eu vă dau întâlnire aici în fiecare joi și duminică și vă urez, așa cum v-am obișnuit, mult spor la cusut! La revedere!